Prefectul Eduard Popica susține că, în contextul acceptării moțiunii de cenzură și denumirea unui nou guvern alcătuit din partidele care au votat moțiunea ce a condus la căderea guvernului Dăncilă, nu se va ține de scaun și va demisiona în secunda 2 după acceptarea în Parlament a unui nou executiv. El mai spune că, în mandatul său au fost obținute o serie mare de realizări, dar și că are regrete legate de investițiile ce s-ar fi putut face în restul mandatului său de 4 ani. Postul de televiziune Vaslui TV a purtat un dialog cu prefectul Eduard Popica, pe care vi-l prezentăm în continuare. Domnule prefect Eduard Popica, iată, a căzut guvernul, moțiunea a trecut. Ce veți face după această acțiune a opoziției? A căzut guvernul, dar vine altul. Când ești numit în aceste funcții de înaltă demnitate publică, pornești cu gândul că la un moment dat trebuie să pleci. Aceste funcții sunt vremelnice, vii pe o perioadă de timp și în același timp trebuie să conștientizezi faptul că în momentul în care ești numit trebuie să și pleci. A fost o perioadă bună, o perioadă cu toate că a fost agitație la nivel național în ceea ce privește activitatea instituției prefectului. Noi am fost sprijiniți din toate punctele de vedere de Ministerul Afacerilor Interne, dar și de Guvernul României, astfel încât toate proiectele, toate planurile pe care le-am avut de management și de cooperare cu instituțiile Ministerului Afacerilor Interne au dat rezultate. Niciodată nu am fost la București cu o problemă fără a fi rezolvată problema județului Vaslui. Care este cel mai mare regret al mandatului ultima perioadă, aș vrea să spun că avem anumite proiecte pe care le-am înaintat către Ministerul Afacerilor Interne, proiecte care nu au fost realizate datorită faptului că nu am avut ministru de interne. Drept pentru care aș aduce în discuție un exemplu de, și anume cel al înființării punctului de jandarmi, a subunității de jandarmi de la Murceni, o subunitate care, din punctul meu de vedere, este imperios necesar a fi înființată, având în vedere situația infracționalității din acea zonă. Toată documentația a fost înaintată, a mers de câteva ori la București, toată documentația, vizele sunt date pozitiv de la toate structurile, însă proiectul stă pe masa Ministrului de Interne și datorită faptului că nu a fost numit un ministru și nici în situație de față nu avem un ministru, proiectul stă pe masă și nu a fost posibil această realizare. Cele mai mari realizări ale mandatului? Realizările au fost multe. Satisfacțiile mele pe această perioadă de timp cât am ocupat această funcție au fost mari. Aș aduce în discuție asfaltarea Vămii Albița, punctului de frontieră Albița, punct de frontieră care nu a fost asfaltat, nu a fost pus un gram de asfalt din 1996 până în prezent. Deci refacerea infrastructurii rutiere pe cel mai important punct de intrare în țară și mai cu seamă în Uniunea Europeană a fost reabilitat. În ceea ce privesc timpii de așteptare la cele două servicii comunitare, cel de permise și cel de permise și matriculări și cel de pașapoarte. Când am ocupat această funcție la început, când am fost numit, timpii de așteptare erau de 6-7 luni, în prezent sunt de 2-3 săptămâni. Ba mai mult decât atât, am ajuns ca în această situație să dăm efectiv un ghișeu să fie la liber. Adică persoanele care vor să meargă să-și matriculeze o mașină sau să-și preschimbe permisul de conducere, o pot face și fără programare, stând la coadă. Și multe altele. Repet, realizările au fost multe. Era loc și de mai multe realizări, însă se pare că mandatul prefectului se finalizează aici. Urmează un alt mandat al unui alt prefect care probabil va continua proiectele pe care noi le-am început și probabil că va avea la fel o coordonare la fel de bună cum am avut și noi până acum. Înțeleg că nu vă veți ține de scaun. Nici de cum, nu. Nici de cum. Aceste, repet, sunt niște funcții vremelnice. Eu, când am ocupat această funcție, mi-am dorit din tot sufletul să nu dezamăgesc, să-mi fac treaba conform legii și cât am stat aici, cred că am demonstrat acest lucru. Vis-a-vis de sintagma asta pe care a spus-o dumneavoastră cu ținutul de scaun, niciodată nu voi face acest lucru, pentru că conștientizăm lucrurile acestea, repet, sunt vremelnice și niciodată nu voi ține de ca o funcție să fie ocupată cu forță. Ce veți face din momentul în care nu veți fi prefect? Aștept să nu mai fiu prefect și voi lua o decizie.